Reprezentanții Direcției de Cultură a județului Iași spun că au făcut 3 plângeri în cazul imobilului dărâmat de pe Costache Negruții 13, una la Poliția Criminalistică și alte 2 la Primăria Iași, respectiv la Inspectoratul de Stat în Construcții. Încă de la sfârșitul anului trecut am constatat împreună cu colegii mei, mergând la fața locului, intervenții asupra monumentului istoric neavizate, neautorizate. Ca atare, de la sfârșitul anului trecut, am făcut o sesizare la Inspecția de Stat în Construcție, la Primăria Municipiului Iași, la Inspectoratul Județean de Poliție, Serviciu Criminalistic. S-a deschis un dosar penal care este în lucru. Cei de la inspectorat ne-au trimis între timp alte adrese prin care ne-au cerut completări la documentația pe care o întocmesc dumnealor. Și dosarul este în curs de cercetare penală. Plângerile sunt confirmate și de Inspectoratul Județean de Poliție Iași. A fost întocmit un dosar penal pentru distrugere, iar cercetările continuă. În urma sesizării primite a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și se efectuează cercetări pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca, în funcție de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale. Revoltător este faptul că procesul de demolare, care a fost accelerat în ultimul an și, în special, în ultima lună, este vizibil, iar instituțiile care ar putea opri demolarea monumentului fac cercetări. Senatorul USR Dan Lungu a luat atitudine. Acesta susține că ne autosabotăm propria identitate cu veselă inconștiență și din interese minore. Ce se întâmplă cu casa lui Negruții? Păi ce se întâmplă? Se întâmplă că, uite, nu mai este pe cale de dărâmare, de dispariție, așa, în ultimele luni, deci au făcut mai multe sesizări, pentru că Direcția pentru Cultură nu poate interveni direct, ci trebuie să sesizeze poliția locală și astea au fost făcute și iată că acum ne-am trezit că avem acolo un morman din moloz. Senatorul susține că e nevoie de o lege aspră care să pedepsească astfel de incidente. Ministerul și cu Ministerul Culturii, în primul rând, și cu Ministerul de Interne, dacă e nevoie, chiar să amendăm legea, adică să schimbăm legea astfel încât cei vinovat să știe că pedepsele sunt foarte, foarte aspre. Cu legea în mână, susține că este și omul de afaceri Vasile Pușcașu. În urmă cu 3 ani, acesta a cumpărat casa scriitorului și a fostului primar al Iașului, Costache Negruții, situată pe strada cu același nume, la numărul 13. Pușcașu susține că n-ar fi cumpărat casa dacă ar fi știut că este monument istoric. Și plus de asta, aia nu e casa lui Negruții, în primul rând. Nu este clasată ca fiind casa lui Negruții. Casa lui Negruții este cea de lângă imobilul care s-a autodemolat. Nu apare nici în extras de carte funciară, nici nicăieri nu apare ca fiind casă monument istoric. La cartea funciară nu apare notat nici cum care exista o casă de patrimoniu. Nu am nicio adresă oficială de la nimeni care exista o casă de patrimoniu acolo. Omul de afaceri Vasile Pușcașu a declarat pentru știrile TLM că imobilul a căzut la cutremurul din noiembrie 2018, cutremur care a avut o magnitudine de 2,4 pe scara Richter. Înțeles de la poliție că e un dosar penal pentru distrugere pe rol. Posibil. Cine a distrus? Că a picat și dacă ar fi pentru distrugere, să spun cine a distrus și unde mi s-a adus mie la cunoștință de către cineva, ce trebuie să fac cu acest imobil dacă este de patrimoniu. Nu am cunoștință de așa ceva și nici nu mi-a zis, domnule, trebuie să faci, să procedezi în felul următor. Pur și simplu, la cutremurul din noiembrie, a căzut. Eu am sesizat, am depus poze în instanță de acum 3 ani și am arătat cum starea interioară a imobilului și că e posibil să cadă și nu știu ce. N-am făcut decât să încerc, când am văzut că s-au lăsat planșteile, să pun pop de susținere și schelă. Este acolo sub dărâmături. Nu poți monta, dacă vrei, sub dărâmăturile alea să montezi schela și cu popii. Este exact cum a fost în faza în care am pus o susțină. Mai mult de atât nu pot să fac. Ce pot să fac? Să o țin eu în spate? Pușcașul este indignat de ceea ce se întâmplă și declară că dacă atunci când a cumpărat casa avea intenții să construiască sau chiar să locuiască în imobil, acum nici nu mai vrea să audă de investiții. Nu construiesc nimic, pur și simplu. M-aș fi bucurat să fie o casă unde să stau acum. Nici nu vreau să construiesc. Am vrut să construiesc, am avut intenții, dar văd că orice aș vrea să fac, se găsește cineva care bagă bețe în roate și tot invocă câte ceva. Trebuia să-mi zică de la început, când am întrebat în atâtea rânduri, dacă este sau nu este casă de patrimoniu.
nu mi-a zis nimeni niciodată, nu mai mă plimb așa, de la o instituție la alta. Imobilul, aflat în zona centrală a Iașului, pe strada Costache Negruții, la numărul 13, se află pe lista monumentelor istorice din județul Iași, casa fiind ridicată în secolul al XIX-lea.